cine sunt eu? O întrebare filozofică, dar în același timp pragmatică, practică. Și ce este eu-ul? O altă întrebare la fel de imaterială și greu de surprins. Pentru a putea defini un lucru, trebuie să-i definești marginile, lucrurile, pentru a spune de unde începe și unde se termină acel lucru. La fel este și cu eu-ul sau conștiința. O să vă invit la o serie de constatări pe care cu siguranță le-ați făcut oricare dintre voi, însă în contextul în care le voi face eu acum, s-ar putea să vă ducă la niște concluzii sau să pună totul într-o lumină nouă. Sunteți prezenți aici și acum. Mă urmăriți în acest live. Însă întrebarea este, în același timp, sunteți conștienți de faptul că respirați? Un răspuns sincer este nu. În general, atenția este unidirecțională, nu se poate focaliza asupra mai multor lucruri în același timp. Decât dacă înglobează mai multe lucruri în același proces. De asemenea, în organismul nostru se petrec o grămadă de procese în același timp. Schimburi de gaze la nivelul sângelui, da, la nivelul plămânilor, procesul digestiei, o grămadă de procese de care, evident, nu suntem conștienți, da? De asemenea, o serie de mușchi sunt implicați într-o serie de activități pe care noi nu le controlăm și nici nu le conștientizăm. În medicină se vorbește despre mușchii longitudinali și mușchii striați. Unii se află sub controlul voluntar al omului, alții nu. Și mai există unii care sunt la limita între cele două categorii. De asemenea, nu? De exemplu, puteți să mișcați aripioarele nazale, unii pot, alții nu pot. Puteți să vă mișcați urechile, unii oameni pot, alții nu pot. Suntem extrem de diferiți în ceea ce privește controlul sau conștientizarea anumitor procese care țin de corpul nostru, de structura noastră. De asemenea, facem o grămadă de lucruri interesante, amuzante, cum ar fi condusul sau mâncatul sau tot felul de procese. Le facem conștient sau inconștient sau semiconștient? Și asta este o întrebare bună. Din punctul meu de vedere, răspunsul este că putem face și anumite lucruri total inconștient și să le facem bine, însă întrebarea este cine le face. Este un mecanism în spate? Este o altă entitate? Cine face acele lucruri? Unul dintre răspunsurile posibile ar fi că, prin repetiție, anumite lucruri intră în sfera aceasta a automatismelor inconștiente. Cu alte cuvinte, corpul poate, fără această prezență trează de sine, să realizeze anumite activități simple. Cum este, de exemplu, mersul somnambulilor. Totuși, mersul presupune o activitate în care sunt angrenați foarte mulți mușchi, senzația de echilibru, ocolirea unor obiecte. Interesant, nu? Și atunci întrebarea aia, misterul se adâncește. Ce este conștiința? Pentru că iată că nu putem să-i găsim limitele, marginile, pentru a o putea defini. Unde începe și unde se sfârșește conștiința? Dacă ar fi să tragem linia și să tragem o concluzie după toate aceste exemple pe care le-am oferit, ajungem la concluzia paradoxală că
conștiința este ceva care încă ne scapă definirii. Însă elementul ei principal pare să fie, cel puțin dintr-o perspectivă obișnuită, conștientizarea, adică awareness-ul, acea prezență care mă face să relaționez ca subiect cu obiectul a ceea ce este conștientizat. Asta este principalul element care definește conștiința. În momentul în care am acționat, devin conștient de acțiune, de relația cu dintre obiect și subiect, și astfel se naște experiența. Experiența care apoi este percepută de cel care acționează, de către subiect. Astea sunt lucrurile la modul general obișnuit. Ce ne facem însă cu oamenii de știință, cu neuroștiința, care a ajuns la concluzia că de foarte multe ori, din punct de vedere neuronal, acțiunea apare înainte să apară decizia. Este un element deconcertant, cel puțin pentru cei care înțeleg semnificația acestui lucru. Cum adică, dacă sunt pus să aleg între două culori, roșu sau negru? Da? Și testele arată că eu am ales roșu înainte să mă gândesc la roșu. Asta ce înseamnă? Altcineva ia decizia? Nu avem liber arbitru în univers? Există? Suntem doar simulări într-un joc? Foarte interesantă această constatare a oamenilor de știință, care a fost repetată, replicată în mai multe laboratoare și până la acest moment nu i s-a găsit o explicație. Trebuie să cumpăr câteva chestii, revin în intenția și se manifestă ele în acțiuni fizice. Și că de foarte multe ori au descoperit că la nivel de nanosecunde, de cum vreți să-i spuneți, gestul precede intenția care apare conștient în om, adică alegerea. O altă temă interesantă, un alt capitol al conștiinței, este referențialitatea. Unde se află ea? Este ea limitată în spațiu la corpul nostru? Și dacă da, unde? Este ea distribuită egal în corpul nostru? Suntem conștienți în egală măsură de toate zonele corpului nostru? Cum spuneam, anumite procese nu le conștientizăm la fel de mult ca pe altele. Deci avem o gradualitate. Dacă ar fi să împărțim senzațiile, pentru că noi prin intermediul senzațiilor spunem că suntem conștienți de anumite lucruri, putem spune că avem anumite conștiințe senzoriale. Iar aceste conștiințe senzoriale, în primul rând, în raport de suprafața pielii, a corpului, le categorisim în interne și externe. Cât de conștienți suntem de ceea ce se petrece în corpul nostru? Suntem atunci când avem vreo senzație de durere sau de plăcere. Acestea sunt singurele două tipuri de senzații pe care le putem simți, interior-exterior. Când ne doare ceva sau când ne place ceva. Mai putem simți senzația de rece dacă bem ceva rece în stomac sau pe gât. Și cam atât. Deci pe zona internă a corpului suntem aproape complet lipsiți de conștientizare. Nu putem spune cu siguranță unde avem un anumit organ decât dacă ne uităm într-un manual de anatomie. Ne conștientizăm oasele datorită formei și a celorlalte simțuri indirecte, musculatura la fel, prin intermediul văzului. Însă cât de conștienți suntem noi cu adevărat de ele prin a fi în ele, a fi acolo. Adică am putea la fel de bine să fim într-un fel de avatar, proiectați, da, într-un univers virtual, și am simțit la fel de mult. Deci în afară de senzațiile acestea tactile, care pot fi oarecum reproduse prin intermediul pielii, nu putem spune că avem o foarte mare
acuitatea percepției conștiente a corpului. Eu acum fac această explicație și demonstrație pe repede înainte că o să ajung la destinație și o să mă opresc. Deși ar merita și o parte a doua această poveste. Bun, acum referențialitatea. Unde este conștiința? De obicei, acolo unde este cea mai puternică formă de conștiință de tip depinde de care este cea mai puternică conștiința organului de simț preponderent. Avem 5 organe de simț. Mirosul, gustul, pipăitul, văzul, auzul. Da, acestea sunt cele 5. Cum facem noi să descoperim unde suntem cu adevărat? Cel mai mult ne proiectăm ca și conștiință în zona organului de simț preponderent, pe care îl folosim preponderent. Iar aici majoritatea oamenilor care au toate cele 5 simțuri active sunt vizuali. Da? Văzul este cel care ne creează cele mai multe impresii. Și atunci spunem că conștiința este în cap pentru că văzul și auzul sincronizate dau senzația de spațialitate și de prezență, de referențialitate. Însă putem spune noi cu certitudine că suntem în cap? S-a constatat că, de exemplu, orbii, persoanele care nu văd, nu au aceeași distribuire a conștientizării, la fel ca cei care sunt văzători. Și este explicabil acest lucru prin faptul că ei sunt mai degrabă centrați pe simțul auditiv, care este cel mai dezvoltat, sau pe cel tactil. Și atunci distribuirea conștiinței lor este diferită față de un vizual. De asemenea, au fost cazuri de orbi și surzi care au avut o conștiință mai mult tactilă. Au fost persoane care pentru o anumită perioadă de timp și-au pierdut simțul văzului și al auzului. Și atunci când au revenit la normalitate, au spus că percepția de sine a fost diferită datorită faptului că organele de simț prin care percepeau relația obiect-subiect se schimbaseră. Și acest lucru iarăși este interesant. Și asta, toate astea vi le spun pentru că voi sunteți obișnuiți să percepeți lumea și relația obiect-subiect într-un singur mod. Ori aceste lucruri demonstrează că de fapt conștiința este ușor non-referențială și ea este exact ca o apă. Curge pe acolo pe unde îi permit să curgă. Însă nu pot spune foarte multe despre ea. Bun, asta este partea întâi a prelegerii mele pe tema cine sunt eu. Tema advaitistă, temă fundamentală și în filozofia clasică occidentală. Însă o să revin într-o parte a doua un pic mai târziu.